Salut, sunt Mădălina Panchi și haideți să aflăm ce este un microb. Bună ziua, ce este un microb? Microb? O bacterie. Bacterie? Un fel de praf sau... Un praf? Insectă. Deci o insectă e un microb sau o bacterie? Da, sunt insecte foarte mici, știu. Say what? Un? Microb. Micron. Microb. Micron. Microb. Microb? Da. Dar toată lumea, uitați-vă, deci acum în spate sunt... Suntem o lume de microbi? Da, suntem. Un microb? Da. Ceva care intră în tine și te deranjează. Oh my God! Wow! Poftim? Ce este un microb? Referitor la ce? Ce este un microb? Definiția microbului. Păi, un microb este ceva care ți se transmite Și cum arată? Nu. Nu știți cum arată? Nu. Ai avut vreodată microb? Pe toată lumea avem microb. Care a fost cel mai strong microb pe care l-ai avut? Ai avut vreodată microbi? Da. Și cum ai scăpat de ei? Nu scap de ei. Dar cum i-ai luat? De când m-am născut, i-am luat. Ai luat microbi când te-ai născut? Da. Și ce s-a afectat creierul? Cred că tot. Ai avut vreodată microbi? Ca boală sau stere, pentru că am fost copii mici. And that's when you realized you were an alcoholic. Ca boală sau... Tu ai vreodată microbi? Toată lumea are microbi. Nu? Nu? Doar eu? Ai avut microbi și jos? Nu. Micron. Microb. Micron. Microb. Microb? Da. Da, sunt insecte foarte mici, știu. Păi, un microb este ceva care ți se transmite. În primul rând e gena și să te ferești de orice, să ai contact cu persoanele care au transmitere. Să ai contact cu persoanele care au transmitere. Da, sunt insecte foarte mici, știu. Și lumea nu știe să definească. Și lumea nu știe să definească. Și lumea nu știe să definească.